Hit Me, Lost Frequencies, ce piesă, ce remix, ce vibe. În continuare piesa rămâne my favorite. Până una alta, nici nu-mi place prea mult să stau pe gânduri, pentru că a venit Matei. Ce salut, faci? Salut. Ți-am spus că noi nu suntem clișeici aici, prefer să fie așa, o chestie între prieteni. E foarte bine, așa trebuie până la urmă. Ai emoții sau nu? Pot să zic am puțin, da, da. E mai distins așa, tocmai, ca între prieteni, Matei. Eu o să citesc un text și tu vreau să mă corectezi. Hai, ok? Te ascult. În primul rând vreau să-i mulțumesc, Sandri, pentru că mi te-ai adus. Și eu, evident. Pentru sora mea. De mic copil am fost fascinat de muzică și de creație. Ai mei m-au dat la pian, dar muzica clasică cumva nu s-a lipit de mine. Oprim aici. De ce? Poți să zic n-a că era fost și bun vârsta. Lipiciu, sau? Poți să zic că era și vârsta. Am vrut să fac un instrument. M-am apucat de pian, cred că am făcut vreo 4 sau 5 ani. De pian. Da. Te-ai apucat de el în ce sens? L-ai construit sau? Construiam melodii, pot să zic, da. Dar cumva nu le-am construit bine sau nu s-au lipit, cum am zis. Deci ce mult îmi place, eu cu Sandra avem așa o compatibilitate, am fost și colegi la facultate, mi-a trimis o descriere foarte șmecheră și practic tu mi-ai făcut interviu, ea mi-a făcut interviul din seara asta, eu doar punctez și întreb. Am făcut un rezumat foarte bun, pot să zic. Și eu mulțumesc. Deci pianul nu s-a lipit. Nu chiar, am trecut de la... Am vrut să învăț chitară, dar n-am mai avut când. Și până la urmă am început să ascult muzică, să ascult toate... Stai, nu o la înainte. Deci nu s-a dezlipit, pianul nu s-a lipit. Închidem. Am început să ascult tot felul de genuri muzicale și eram primul la masă cu piese noi sau trupe noi. Când apăream în peisaj, mereu aduceam muzica cu mine. Auzeam din depărtare. A venit Matei, avem muzică. Punct. Da, obișnuiam să ieșim în părculeț, așa ziceam noi, în spatele blocului, ne strângeam toți din cartier și eu nu puteam să stau fără muzică. Mereu, mă rog, cine știe ce telefon, erau Walkman-uri de-alea, nici mai știu cum se cheamă. Telefon, Walkman și așa. Ultimul răgnet. Și am avut noroc că mi-au luat unul mișto. Ai avut bani? Nu, am avut noroc. Și okay. Mereu îmi plăcea să ascult orice, de la rock la... Acum câți ani se întâmplă treaba asta? Pe undeva prin 2004, 2005. Și de unde îți luai muzică? De la radio, pe vremea aia chiar era și internetul destul de în vogă, adică chiar a evoluat destul de mult atunci și... Eu aveam internet de la Zap în 2004. Asta era cu... auzeai melodia aia înainte să te conectezi. La refren se bloca. Da. Și mai ascultam, mai aveam un prieten DJ, că de acolo m-am și inspirat și mai îmi lăsat din CD-urile lui, mai ascultam piese pe care alții nu ajungeau să le audă. Decât la club, da. Da, la club sau la radio. Și am început să strâng. Am trecut de la un gen la altul, cum ziceam, până când muzica electronică s-a prins cumva. Bun, dar ce genuri muzicale ascultai? Pentru că e interesantă treaba. În 2004 deja începeai să te... Câți ani ai, Matei? Fac 30 la anul în august. 30? Aveai vreo 12 ani. 12-13. Ce ascultam, Matei, la 12 ani? Eu ascultam Ozon, Dragostea din te. Ascultam și asta, nu, asta zic, am trecut de la rock, de la alternativ, de la new age, ascultam... Ce rock ascultai? Uite, eu sunt fan. Papa Roach, Three Days Grace, ascultam, okay. Toate nebuniile. Deci ai fost Bullet heavy. For My Valentine, da, am fost și puțin, să Tokyo zic. Tokyo Hotel? Cred că mi-a plăcut vreo piesă sau două, le-am auzit așa, am trecut, dacă... Dar Rammstein? Să zicem, Du Hast, care era clasic, da. Dar nu pot să zic că m-am... Nu, ia să te văd dacă mi-ești prieten, dar de pe mod ascultai? Da. Așa, da, da, îmi ești prieten, ok. Bun. Zic, pe toate. Și te duceai la masă în cartier? În ce cartier? În Tineretului. Și în Cai. Da, și lăsam telefonul pe masă și lăsam muzica să curgă. Ne jucam tot felul, de la șah, la ping-pong, la vați ascunsele, dar totul pe muzică, fie în căști, fie... Dacă eu sunt curios cum te joci tu de vați ascunsele cu muzică. Nu te dă de gol? Walkman-ul ăla, tu te ascundeai într-un tufiș și aveai un loc mișto. Dacă aveam căștile și mă ascundeam într-un loc mișto, puteam să ascult câteva piese până când să fug din nou. Dar te găseau? Tu, având căștile, nu auzeai, nu? Nu mă găseau. E, rămâneam acolo, piesa. Ascultam melodia. Dacă îmi plăcea piesa, stăteam acolo, mă scuipau și gata. Lasă că Matei mai are încă o casetă de... ascultat. Pun exact. Muzică de aproape 10 ani, produc de 4 și am avut șansa să dansez lumea din toată țara. Wow! Da. Foarte, foarte faină asta, să dansez lumea. Da, păi până la urmă asta și-mi place să fac, să cumva să ridic ringul de dans la
nivelul pe care l-am eu în căști, să zicem. Am avut noroc în sensul că am fost rezident la Nuit Social, o serie de petreceri unde am tot călătorit, am pus în o grămadă de locuri și acolo am și pus pentru publicul, să zicem, peste 1000 de persoane. Și ce muzică mixai? Bine, eu știu conceptul, dar pentru ascultătorii noștri... Un house mai dansant, mai alert, combinat cu pop, mai ușor, mai comercial. Pe... Da. Ok. Ce mai e cu, e cu Ștaif acolo, e o serie de petreceri foarte frumoasă și exclusivistă de altfel și felicitări băieților. Din păcate s-a terminat. S-a terminat, da. Da, acum vreo 2 ani. Da, a fost frumos cât a durat. Bun, ne întoarcem acum 10 ani, în 2012, da? Unde ai început să iei contact cu ceea ce înseamnă viața de DJ. Și care a fost prima locație unde ai mixat sau unde? Prima locație în care am mixat, cred că era la Club Boa, la un bal al bobocilor sau... Bun, da, cred că acolo a fost pentru mă ocupam cu organizare, eram în organizare și... Na, fiind cu muzica, m-au ales pe mine să vorbesc cu DJ de acolo, să pregătesc melodiile pentru boboci și la final, pe urmă, mai stau și o jumătate de oră, mă mai distrez pe acolo, așa am și... Dar știai să mixezi, începuse să... Da, relativ, să zicem, de pe net și cred că prin 2006 sau 2007, eram cu Virtual DJ pe vremea, îți dai seama, nici nu era... Mamă, ce vremuri, da. Da, aveam un banger, o consolă mică cu care mă jucam, pe urmă am trecut la Tractor, tot cu Behringul ăla, pe urmă un Hercules, până când, chiar amuzam prima dată când am pus pe playere. Deci nu mai pusesem în viața mea pe playere cu, și cu o seară înainte, mă uitam pe tutoriale, ce să fac, am fost pe la un prieten înainte, ca prima petrecere la Sheraton cu 1000 și ceva de persoane, să fiu pus în fața faptului împlinit, dar a fost mișto. Chiar a fost, deci te-ai descurcat. Da. Cred că am folosit și sync puțin pe atunci. Tip de 4 ani ai fost rezident, așa cum ai spus mai devreme, la Nuit Social, da. Și spui tu aici, am pus muzică împreună cu oameni ca The Magician, Airplane, Nick Monaco, Life on Planet și mulți alții. Da. Haideți să ne spui despre ce este vorba, pentru că sunt niște nume grele. Și... În cadrul petrecerilor îi aveam ca invitați în primul rând. Cu care te-ai înțeles cel mai bine? Cu Nick Monaco și cu Life on Planet, foarte caterincă Nick Monaco, un băiat. Am pus cu el, cred că eram pe mall promenad, nu pe promenada, în fine, pe un mall. Ce pe urmă... muzică mixează acest băiat? Bine, eu știu, dar ascultătorii noștri întotdeauna află lucruri faine. Tot o muzică electronică mai, cum să o denumesc, o combinație între pop cu electronic și dance, un fel de dance mai mult. Știi, sunt întrebările astea de backstage. E scump? Cât a costă? Nu aș putea să zic. A băut mult? Ce știi? Ok, muzica e muzică, dar ce facem cu cealaltă pasiune și de fapt este parte din cariera ta, nu? Ce ne poți spune? Creația, da, lucrez în publicitate de aproape 2 ani, sunt și arhitect, am studiat arhitectura, care, după cum știi, e o facultate lungă. Este lungă și, lungă. Și plină de cifre. Da, și acolo am petrecut ultimii 8 ani, unde am mai făcut și un master, de fapt, și profesez și în arhitectură, dar ca main job sunt art director la o firmă de publicitate, la Heist Industries. Ce faci tu acolo? Adică de dimineață până la amiază, ce face Matei? Depinde, de la client la client. În general, noi lucrăm pe digital, pe marketing digital. Avem clienți ca Glo, Vira okay, Moretti. Da. Care... Hai spune unul ca să nu fie reclamă. Da, și în general, campanii, media, de la festivaluri lucrat... key visual-uri, promoții, deci, materiale publicitare. Creație e cuvântul de bază. Exact. Dar cu arhitectura ce faci? Cu arhitectura, chiar azi de dimineață m-am întors de pe un șantier. Mai deci colabor. Profesezi. Da. Și cine te cheamă? Ce faci tu la șantierul ăla? Momentan lucrez, reabilităm niște școli undeva prin sectorul 6 și am pus să măsurăm diverse, să concretizăm. Deci, ești important acolo, nu? Colaborez cu mai mult, dar e un proiect destul de important. Cum se numește chestia aia cu apă, de o pui să măsoare? Boloboc? Boloboc. Niciodată n-am înțeles numele ăsta. Da, e nume amuzant, pentru că nu știu cum se cheamă în engleză. Da, chiar e să căutăm boloboc în engleză. De asta mi-aș părerea de cele mai doar noi fascinante chestii. Boloboc în engleză, uite. Tot românul pe Google. Yeah. Da, așa, boloboc. Aveți ceva idei? Stai mai puțin, boloboc.
not found. Nu mă miră. Translate, mai puțin. Mai spune ceva, mai da, trage că e timor. Băi, da, e un cuvânt foarte ciudat. Haideți să facem valuc, boloboc. Apare țineți-vă bine, copilași, se spune a spirit level. Mai logic. Deci am fost cu inginerul meu, cu Matei, aseară și am avut un spirit level la mine, unde am măsurat. Deci boloboc. Românul totdeauna trebuie să iasă în evidență cu ceva și dă o conotație sau exact. Remixează cuvântul, ca să spun. Exact. Ce te inspiră din punct de vedere muzical? Ești destul de complex așa, și muzică, și arhitectură, și art. Trebuie să nu mă plictisesc. Deci, în primul rând, eu îmi dau seama în 3 secunde dacă o să-mi placă piesa sau nu, de la început. Hai să vedem, de exemplu, dacă piesa aceasta te plictisește. Fix 3 secunde, da? Da. M-a prins. De ce te-a m-a prins? M-a făcut curios. Mi-a plăcut chitara, da? Un ritm ok, m-a făcut deci curios să ascult mai departe. Da, da, da. Ești mai sensibil decât Shazam-ul, știi? Nu, dar trebuie să înceapă, trebuie să aud kick-ul cum trebuie, sau să aud o melodie, cumva să-mi prind atenția. Ce muzică produci? Electronică, un pic spre minimal, dar mai dansant, mai melodic. Îmi place totuși să fie muzică, nu să fie... În descrierea pe care Sandra mi-a trimis-o, cum spune oracolul tău, trebuie să-l completez, ai activat și în zona de underground, da. Unde ai pus muzică la diferite petreceri alături de Charlie, Paul, Kalbrenner sau cine e Paul Capa? Nu, Paul Capa este un DJ din Cluj, foarte talentat. Ok. Suciu, și iar vii și spui cumva muzica s-a lipit de mine, deci... Finalul e apoteotic, pianul s-a dezlipit, muzica s-a lipit. Nu pot fără muzică, viața ar fi foarte plictisitoare fără muzică, nu. Dar de exemplu când nu mixezi sau nu ai treabă, nu ești în zona de creație, ce asculti? De toate, găsesc muzică, eu în general folosesc mai de SoundCloud-ul și las acolo, știi că e opțiunea aia, da. Să lași la recommended. Și lasă curgă. Poți să faci asta și cu Spotify, cu YouTube Music. Da, Apple. Da, în general găsesc mai multe edituri pe SoundCloud, mult deci mai multe. Deci asculti muzica. Da, o lasă curgă și tocmai asta zic. Dacă îmi place o piesă în 3 secunde, dacă ți arăt SoundCloud-ul meu, cred că am peste 100 de playlist-uri. Ce mai e nou pe șantierul ăsta cultural al manelelor? Ce ai mai descoperit ce mai? Sincer, abar n-am. N-ai găsit. Nu e domeniul meu. Te urci pe scenă, da? Vorbim așa un pic la persuasiv. Ești pe scenă. Ai emoții puțin. Și te gândești cu ce piesă să încep. Ai vreo, uite, eu am o piesă, de exemplu, care încep în general. Ai vreo melodie, un track etalon pe care îl folosești, nu contează unde mergi, ai piesa pe care Matei se încarcă, așa, de la care se încarcă. Da, piesa mea, pot să zic. Piesa ta, da? Pe că de, nu întâmplă, tot mereu am întrebat. Mereu o pun. Ce piese găsim cu tine? Ce release-uri ai? Primul meu release, cred că a fost prin 2015, Matei, a fost pe un label Mia Audio al unui prieten, Happy Gutenberg, cred că îl știi. Da, ok, am auzit sigur. Și da. Am scos un LP, un EP la el. Și cum se numește piesa? The Emotions, am impresia. The e un emotions. Edit la, cu un vocal din Breakfast at Tiffany's. Oh, da. Good. Da, găsim și pe net, ce știi? Da. Pe vremea asta că eram sub alt pseudonim. Hai spune-ne, că uite, așa pe te... Pe vremea aia eram Bubble Boy. Bubble Boy, ok. Bubble Boy. Da, bun. Plecat din facultate. Toată lumea îmi spunea că trăiesc constant într-o bulă de fericire și până la urmă o colegă... Să știi că erau invidioși. Poți să zic asta, da, da. Încerc să te găsesc cu Bubble Boy, dar nu te găsesc. Dar revenind așa în prezent, dă-ne un track să ascultăm, pentru că ascultătorii ne scriu și, de exemplu, cineva la numărul de 0749966977 ne întreabă ce înseamnă electronic spre minimal. Și mă gândesc că producțiile tale se leagă cumva de ceea ce ai afirmat, nu? Da, găsești pe SoundCloud. Dacă cauți Matei, spre exemplu, ce piesă să pun? Cea mai nouă. Ia vezi ce ți apare acum. Imediat. Acum a pus în fața faptului în plin, parcă văd blank, așa, am uitat cum Matei. Se cheamă toate piesele mele. Matei? Să te căutăm, Matei, Matei, te-am recunoscut după fez. Ion 2. Uite, o piesă de acum un an. Hai să vedem ce ne propune domnul Matei, pentru că mie îmi place, ascultătorii interacționează cu noi. De unde numele Ion 2? În general aleg numele pe la mijlocul piesei și când am reușit să creez ritmul ăsta care, și să găsesc și vocalul ăsta care cumva te pierde, am simțit că e vorba despre un om pierdut și de-aia am zis, un român pierdut în spiritul muzicii și de-aia am zis Ion Doe. Deci recunoști că ești un tip sensibil așa, adică... Da.
Da. Da. Unde te vezi tu așa peste ani cu această zonă muzicală? Sper să mă văd călătorind, pentru că până la urmă asta îmi place cel mai mult, că muzica m-a dus în locuri unde nu cred că ajungeam pe cont propriu și asta. Sper să dansez din nou cât mai multă lume, dar sper și peste 40 de ani, adică sper să fiu tot moșul ăla vesel care pune muzică. Știi, tehnologia asta e într-o continuă mișcare sau cum ar spune latinul perpetuum mobile. Ce vezi tu că ar mai putea apărea sau inova așa în zona noastră de DJ? Cum vezi tu că vom mixa peste 10 ani? Sincer, nu știu, pentru că deja tehnologia parcă ne acaparează, parcă... Nu e un lucru rău. Nu e. Da, într-adevăr, dar urechea primează și asta. Până la urmă, oricât de mult ne-ar ajuta tehnologia, tot uite, spre exemplu, de ce e cel mai bine privit analogul. Pe lângă faptul că e sunetul impecabil, e și plăcerea aia de a pune muzică. Dacă se digitalizează totuși, devine mult mai ușor, parcă își pierde din farmec. Dar nu contează mai mult atmosfera? Ba da, asta zic până la urmă, dar contează și joaca asta, dacă ești un DJ bun, nu lucrezi, te joci. Cine te inspiră? Multă lume. Hai să vorbim din punct de vedere artistic, ce DJ sau producător îți face cu ochiul și spui, bă, ce blană e omul ăsta, e tare. Mi-a plăcut întotdeauna Butch, că a fost foarte versatil și chiar l-am urmărit și plus că e un om foarte caterinc, nu știu dacă îl urmărești pe Instagram. Ba da, foarte e caterinc. Un producător foarte bun, da. Și un DJ, nu mai știu din ce țară e. E din Germania. Germania. E neamțul, da. Tare de tot. Da, a inovat mult, da. La viața lui. Da. Te văd așa un tip foarte dechisit, aranjat. Cât contează pentru un DJ outfit-ul? Îl face haina pe om în zona asta? Nu neapărat, pentru că fiind în spatele pupitrului, de-abia te vezi. Adică, cred că cel mai important, evident, trebuie să te îmbraci. Ai și tu tricou, să ai o prestanță, să vii, ai o prestanță până la urmă, dar mai important e muzica și... Dacă te uiți sincer la Ricardo Villalobos, cum vine în maiu transpirat tot... Eu am impresia că are același tricou de vreo 20 exact, de ani. Exact. Și părul e la fel, adică... Da, da. Și totuși e unul dintre cei mai tardicești. Da, da, e aici diferența imensă. Da, da. Vorbim în primul de producătorul Villalobos, da, care... Da. Na, e el și restul, știi? Și plus că el face jazz, adică el... Pe la alt nivel. Da. Dar, până la urmă, toți suntem diferiți. Dacă am fi la fel, crede-mă că am trăit în România. Ce rău sunt. Ce planuri ai pentru anul 2023 din punct de vedere muzical? Sper să pun în cât mai multe locuri, sper să lansez primul meu LP, că aș vrea să fac un album totuși cap-coadă cu cât mai multe piese și să ascult cât mai multă muzică bună. Asta e. Să călătoresc. Cum definești tu muzica bună? Ce-am zis? Să simt ritmul imediat, în 3 secunde să mă... Bun, asta e un reper din punct de vedere așa, tehnic sau subiectiv, dar muzica bună în general, știi, nu există muzică bună sau rea sau proastă, există muzică. Acum fiecare om o percepe și o așează în funcție de gusturi, că e mai mult decât subiectivă treaba. Eu voiam să te întreb din punct de vedere, nu tehnic. Să nu se strecoare chiciu. Chiciu. Da. Da, uite, un răspuns inteligent. Să fie muzica bună. Nici acum, na, vorba ta, până la urmă, gusturile nu se discută. Chiciu, ca și în arhitectură și în pictură, știi că este tot o formă de... Da. Asta din umila mea cunoștință despre pictură și că și chiciu era un curent. Sau... Da, e un curent până la urmă, dar care e privit oarecum... Mai, nu e spre frumos, adică nu e frumosul adevărat. Există și aprecieri în zona aceasta, dar într-adevăr nu este frumosul absolut. Dacă ar fi așa să dai timpul înapoi, ai mai merge tot pe zona asta muzicală? Da. Adică cred că a fost o evoluție a mea până la urmă să trec prin toate genurile astea muzicale ca să ajung în punctul în care să-mi placă ce fac. Adică chiar de-abia aștept uneori să ajung acasă când vine o idee pe drum ce să mai fac la o piesă sau... Avem așa la tine trei lucruri care practic te definesc: muzică, arhitectură și creație. Art director, ai zis, nu? Da. Pe ce loc, cum le poziționezi în viața ta? În principiu aș spune muzica ca și pasiune. Locul 1. Da. Okay. Acum, na, le-aș pune pe același plan ca și creație, publicitatea și cu arhitectura. Nu cred că le fac în paralel. Și muzica nu intră tot în zona de creație? Ba da. Nu intră?
Evident, toate se leagă de creație. Totuși. Unde, știi, o întrebare așa foarte uneori puierilă sau clișeică, dar crede-mă că mie mi-ar plăcea cineva să mi adreseze această întrebare. Unde te-ai vedea tu mixând? Care este locul suprem unde vrea Matei să mixeze? Mai ție fost... gratis și nu contează să fie acolo. E o întrebare foarte bună. Uite, primul loc în care îmi vine în minte, am văzut, cred că acum vreo 2-3 ani, un filmuleț de la niște francezi, dacă nu mă înșel, un loc în Maldive unde puneau efectiv în apă și era parcă raiul de pe pământ. Și mi-ar plăcea într-un loc exotic să pun, sau în Tulum. În Tulum mi-ar plăcea. În Tulum am mai auzit. Cine a fost? Moon Sound mi-a spus săptămâna trecută că ar vrea în Tulum. Însă locul ăsta al tău din Maldive e chiar... stilul Matei, adică îți urez succes. Cum te găsește lumea pe social media? Pe social media Matei _ pe Instagram, Matei Chebeleu pe Facebook, Matei pe SoundCloud. Pe SoundCloud. Da. Matei va rămâne, nu îl schimbăm. Până la urmă eu cred că e destul de personal. Da, e, uite, eu am avut o problemă legată de nume în ceea ce privește ideea de a ieși în străinătate. Acum câțiva ani, când am avut primul gig în afara țării, și îmi spunea managerul, domnule, dar cum să cum ar spune un englez Adrian Șaguna? Vă zic, eu prefer să nu spună numele, eu prefer să danseze la Adrian Șaguna, mi se pare mult mai... Da, exact, exact. Adică așa... chiar m-ar amuza să văd cum îl pronunță anumit. Așa. Și gluma s-a terminat cu Adrian Șaguna în germană. Pronunția este oribilă, nu înțelegi nimic. Ai impresia că e invers, dar e amestecat. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și a colegului Noris. Îți urăm succes. Mulțumesc, și mulțumesc, te rog frumos să te ții de treabă pentru că faci lucruri frumoase. Mulțumesc, mulțumesc. Și este o zonă foarte grea, electronica asta și minimalul e greu de înțeles. Dar în România lucrurile în general au un delay. Nu o să minus. Ajung. Hey, eu dar, zic că merge destul de bine în România. Te văd un Villa Lobos în 10 ani. Ce nu exagerez, dar muzica e nevoie de timp. Mulțumesc înapoi în 10, chiar îți dori și ție. Să ajungem amândoi exact în același punct. Să ne peste, vorbim peste 20 de ani să zic că ia uite mă, am ajuns. Nu mai ții minte unul. Da, când am vorbit noi atunci. Mulțumesc frumos. Abia așteptăm să te auzim imediat pe site-ul www.radiotrainer.ro și evident pe Facebook-ul Radio Trainer, Florian Pitiș, Matei, live session.